Am oprit marginea drumului să mai facem niște mici cumpărături. Abractim și o plăgătă de Mavic, stai așa. Deci pe lângă un baraj. Nu știu exact asta este cuvântul. Noi suntem... am fost matinale astăzi, am plecat pe la 9 la tot. Ne bem cafeaua așa în mașină. Pentru că vrem să ajungem într-un loc foarte frumos, într-un camping cu izvoare cu apă termală, unde avem niște prieteni și... Prieteni virtual ce vor deveni și prieteni real. Da, ne-am cunoscut pe... grupurile de rulotiști. Grupurile de rulotiști. Și sunt cam 4 ore de condus astăzi, așa că am plecat mai devreme, am mâncat mai mult pe drum și... abia așteptăm să mergem acolo. Da, în stilul meu, am luat-o pe drumuri secundare pe care nu circulă absolut nimeni, nici măcar semnal la telefonul e. Dar avem pe Andreea Bocelli care ne încântă cu muzica sa. Un drum foarte pitoresc, ce va coborâ spre mare, imediat ce vom termina cu toate serpentinele astea. Da, drum pitoresc printre satele turcești. Iată și un măgăruș, salut! Am oprit puțin, că am găsit un izvor chiar acolo, de unde am luat apă proaspătă, vreo 25 de litri. Tocmai regretam că am uitat să mai cumpăr, dar uite, numai bine ne-a apărut izvorul în cale. Așa că vom continua, mai avem undeva la 2:30-3. Un pic, că e prea frumos să admirăm peisajele de aici. E foarte, foarte frumos. 20 de grade, vremea absolut perfectă, liniște. Și insule multe în depărtare. Un cel mai frumos peisaj. Deci o feriță bună are cu turnul. Da, ca să pot sta eu cu picioarele în sus, că nu mai pot, am obosit. Campat un pic aici într-un orășel foarte drăguț. Să mai luăm o pauză. Poate găsim costum de baie pentru mami. E o provocare să filmez, să țin și fetițele de mână și pe zazul în lesă. Vin într-una dulăi care ne bagă în seamă. Sunt peste tot. Aici suntem la într-un orășel, cumva la poarta peninsulei Marmaris. V-am arătat-o în filmulețele mai devreme. E foarte drăguț să mâncăm, facem niște mici cumpărături, că mergem la băi termale, așa că ne trebuie ceva de genul acesta. Wow, Fabicu, wow! Fetele moștenesc dragoste pentru păpuci! Și poșete, da? Și poșete și haine! Ia uitați aici pisicile peste tot! Wow! Cafenele, beach power! Hello! Hi! How are you? It's ceai? Yeah. Nice. And coffee. Ia uite ce atmosferă plăcută, Doamne, ce fain. Ia uite și un scooter electric, un cățel pe el.
Ia să vedem cățelul. Doggy, 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 doggy. Fetele mă așteaptă cu mâncare, dar n-am adus, pentru că dura cel puțin 10 minute și deja mi-e dor de ele. Da? Acolo, ține acolo frumusețea lui tati. Și sunt frumusețea numărul 2, vă distrați? Da, și-am scos papucii, că e mai fain. E mai fain așa cu picioarele. Akiaka se numește locul și uite ce excursie frumoasă pot face. Pește la vânzare, proaspăt prins, salut, hello! Da, eu sunt dependent de sandwich-urile cu pește, 7,50 lei, îmi spune, super value for money. Venit, ai găsit sau n-ai găsit? Anda a spus wow. Un lac spectaculos și pare a fi zăpadă deasupra munților. Foarte, foarte gustoasă mâncarea ce ai pregătit, Anda, în seara asta? Pui frit la ceaun și cu garnitură de quinoa cu legume, da? Foarte fetele gustos. Au cerut pastele, le-am păcălit și am mâncat quinoa. Nu, paste, nu mâncăm paste fiecare zi. Da.